Dacă ne uităm pe zona asta de PPC și bugete, o să ne uităm pe Alex Bănescu de la Retargeting să discutăm mai mult despre campaniile pe Facebook și Google și remarketing și automatizări și licitări. Aplauze pentru Alex Bănescu. Haide, Alex! Bună ziua, mă numesc Radu Bănescu, fondator al Retargeting Biz. Am ascultat acum pe Sorin povestea despre SEO și mă duc aminte cum făceam noi SEO 12-14 ani de zile. Dacă vreau să-i rancăm pe cuvântul pantofi, le scriam de 10 ori în pagină, era suficient. Dacă mai era și WordPress. Da, între timp lucrurile s-au schimbat, după câte ați văzut, nu e singurul domeniu în care s-au schimbat. Prezentarea mea e mai scurtă și plină de imagini. Asta este tot. Glumesc. Bun, e mai scurtă și e mai... o să încerc să fiu puțin mai interactiv. Vreau să știu de aici cine-i gomag și cine nu-i gomag încă. Câți gomagi avem? Mâna sus, vă rog, sau... Bun, cine e interesat să devină gomag? Ok, bun, e foarte bine. Voi știți în ce vă băgați, dragilor? Bun, hai să vedem cine are shop online de mai puțin de un an de zile. Ok, bun. Ca să știu în ce modalitate să mă adresez și așa, am copil de 2 ani și de 2 luni, am pus poze de prezentare. M-am prezentat, noi suntem o soluție de automatizare procese de marketing. Automatizăm tot ce înseamnă e-mail-uri, pop-up-uri, push notification, SMS-uri și în ultimii 2 ani am început să automatizăm și să personalizăm zona de Google Ads și Facebook Ads. Suntem singurul partener Facebook Ads din Estul Europei, nu există nicio altă companie cu badge de Facebook Marketing Partner și totodată suntem Google Premier Partner și fără să vrem, am ajuns probabil cea mai, sau printre cele mai mari agenții de performance din Estul Europei, fără să ne dorim să fim agenție, fără să ne setăm un soft. Și cu data asta am rulat în ultimii un an sau clienții noștri au luat bugete de aproape 100 de milioane, ceea ce e huge. Pentru că sunteți mulți oameni de gomagi sau gomagi de revenire, mă gândeam un pic la voi și la ce se întâmplă. Uite, vedem tot timpul cifre de genul ăsta. E-commerce-ul a crescut cu 22% față de anul trecut, ceea ce e enorm. Sau cifre de genul ăsta. Doar 23% din cumpărători, din populația României, cumpără online. În momentul în care tu vezi asta și ești antreprenor sau vrei să devii antreprenor, ce te gândești? Băi, m-am făcut de e-commerce, că e ușor și e în mine la obra, adică chiar trebuie să fac chestia asta. Însă cei care au trecut prin, care au mai multă experiență, să zic, care au un shop online de 3, 4, 5, 6 ani, au văzut un lucru ușor, nu e așa. Din contră, mi se pare mult mai mult de muncă decât un magazin standard brick and mortar. Adică la, în momentul în care vrei să te apuci de e-commerce, am încercat să-mi imaginez cam care e traseul unui antreprenor care vrea să intre în domeniu și mi-a ieșit asta. Primul lucru, trebuie să te gândești ce vreau să vând. Ai identificat produsele. Apoi te gândești ce platformă să-mi iau. Mă încerc, dar mai ești gomană. Ideea e că, legat de platformă, sunt foarte mulți care se gândesc, prima, am văzut foarte multe întrebări pe grupurile de comerț electronic, să-mi iau Magento, să-mi iau Prestashop, să-mi iau... Tu nici măcar n-ai ajuns până la să ai și cu picioare și dai 7, 10, 15, 25 de euro pe o platformă, fără să știi ce te faci. Din punctul meu de vedere, toți ar trebui să începeți pe un closed source, pe o platformă, de ce nu comand? De ce? Pentru că e maleabilă. Costurile sunt compatibile cu Magento, sunt inexistente sau cu orice altă platformă de e-commerce și aveți posibilitatea să învățați de la alții. La Magento eu știu cu tine, la Gomag eu știu și toată comunitatea, uitați cât sunteți aici. Și am văzut că sunteți foarte activi pe grup și vă puneți întrebări și vă ajutați și vă fericit pentru chestia asta. Bun, după ce ți-ai ales platforma de e-commerce, trebuie să te gândești la hosting.
Bine, în cazul vostru, nu vă gândiți că deja Cosmin acoperă partea asta pentru voi și în caz că nu știați deja cum Mag este pe, sau da, pe Azure, pe Microsoft sau nu știu dacă trebuie să zic chestia asta? Trebuie să zici tu? Ok, în cazul ăsta Comac s-a mutat pe Microsoft Azure, ceea ce wow, deci vorbim de Microsoft, e foarte, foarte, foarte bine, din punct de vedere al scalabilității, zero probleme. După ce v-ați ales platforma și hosting-ul, ok, trebuie să vă gândiți la compania de curierat. De cele mai multe ori, când vă duceți la curierat, vă duceți și vă alegeți cel mai ieftin preț. Într-adevăr? Vă mulțumesc. Este cel mai ieftin preț, oare? Nu. Am făcut, sunt implicat într-o companie care activează în e-commerce și unde avem undeva la 1000-1500 de repere pentru tot pe zi. Și m-am plimbat puțin prin întregurie și am realizat că cel mai scump este cel mai ieftin. Pentru că reușea să-mi livreze în prima zi 98% din comenzi. Sau nu avea rată de livrabilitate 98% în total și 2% rată de produsele livrate. Și dacă mă uit la un alt curier, de prețul într-adevăr e mai mic, dar e livrează de 95, trebuie să iau calul de spate și eu trebuie la cel care este de 5%, rămân cu un mare transport, am cheltuit bani să generez comanda respectivă, dar am cheltuit, nu mi-a generat și reveniu. Și toate astea adunate fac ca, de obicei, curierul cel mai scump să fie cel mai ieftin. Și cel mai ieftin să fie cel mai scump. Bun. Procesat pentru plată. Aici lucrurile este destul de simple, aveți câteva variante, mare majoritate oferă cam același lucru, apta e destul de bun. Super clienți. De aici începe distracția, o să vă lovesc de fel și fel de probleme. Ați văzut foarte, foarte multe, sau eu am văzut și ați văzut și voi, foarte multe întrebări pe grup. S-a întâmplat asta, mi-a plasat comanda, mi-a returnat-o cu ambalajul rupt, îi dau banii, ce să fac, ce să nu fac. Dacă vrei să fii un business solid și sănătos, îi dai banii și nu treci la capul niciun fel de problemă. Orice lucru care îți consumă din timpul tău și din energia ta și nu te canalizezi pe ce trebuie, te canalizezi pe prostii, nu se vede. Dai bani, dare, tu îți mulțumesc, gata, nu mai ai niciodată cum ai la tine și atât de simplu. Populația, ați văzut, mai avem și doar 23 cumpără una, 23% cumpără una. Bun, apoi ajungem la partea de marketing. Dacă voi sunteți în stadiu, ați ajuns până la marketing, am tradus analiză de fapt analytics. Dacă ați ajuns până la marketing, să vă spun așa sincer, deci ați ajuns până aici, n-ați făcut nimic. Absolut nimic. Dacă ați ajuns până la marketing, n-ați făcut absolut nimic. Este zero barat. De aici începe distracția. De aici începe banii cheltuiți. Și știți că bugetele sunt din ce în ce mai mari și în momentul în care ai vânzări, întorci banii și faci mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și aici ideea e că trebuie să învățăm să cheltuim banii cu cap. Mergem mai departe. Am ales două lucruri pe care, deci asta ar fi cam toată jungla prin care ar trebui, sau tot procesul prin care voi trebuie să treceți. Și apropo, voi trebuie să învățați platforma de e-commerce, și știu, trebuie să învățați platforma de payment, de procesare de cardul, să explicați contabilii, de unde îi scoate rapoartele, e plătită, nu e plătită, să verifica. Trebuie să învățați platforma de la curier, trebuie să învățați adminul de la hosting, adminul de la marketing, analytics, trebuie să învățați pe toate. Dar asta zic că este foarte greu. Însă, la final de tot, cred că se merită. Mi-am ales, Cosmin a zis, hai să discutăm despre ce ar trebui să facă clienții Comac și posibili viitori clienți Comac în 2020. Și mi-am ales două lucruri. Unul la Google și unul la Facebook. De ce am ales să vorbesc despre Google și Facebook și nu despre e-mail-ul, pop-up și altele? Pentru că, dragilor, permiteți-mi să vă spun toată presiunea e pe voi. De asta. Prețurile, cel puțin la nivel de costurile pentru campaniile de performance, cresc foarte, foarte, foarte mult. De ce? Datorită vouă. Cine suportă asta? Voi. Cu cât sunt mai mulți advertiseri în piață, cu atât costul crește. Acum 15 ani, da, sau 10 ani, țin minte, când a venit un Daniel de la Moros, a venit să-mi zică, hai să te ajut să-ți faci AdWords la magazinul tău online, până nu stau bani la Google. Ea normal, dar te comenzi gratis, deci aș da bani.
Uitați cum am evoluat în 11, 11, 15 ani, 10 ani, 9 sau 10 ani, uitați unde am evoluat. Și pe măsură ce vor fi din ce în ce mai mulți advertiseri online și din ce în ce mai multe magazine online, ce credeți că se va întâmpla cu costuri per click și cu bugetele cheltuite? Vor fi din ce în ce mai mari. Și bătaia o să fie din ce în ce mai mare. Și presiunea pe voi din ce în ce mai mare. Pare rău să vă zic, dar cineva trebuie să vă zică și asta. Însă vreau să vă demoralizez, pentru că avem soluții. Primul lucru pe care aș vrea să îl, sau despre primul lucru pe care consider că este must have anul ăsta, la Google este Google Shopping. Vreau să spun cine face shopping de aici. Foarte puțin. Perfect. O întrebare. Dacă sunt foarte puțini advertiser pe canalul ăsta, cum e CPC-ul? Vă mulțumesc. După ce v-am spus chestia asta, nu o să mai fie mic. Bun, deci, Google Shopping, știți sau pentru cine nu știți produsele afișate pe dreapta, e un fel de comparator, pentru că tu cauți un produs și îl zice și cine are și ce preț are, dai un click pe cel mai ieftin și o să-l cumpere. Deci e un fel de mix între display și search. Mai avem aici câteva exemple de Google Shopping. Ideea e că eu l-am văzut în Polonia, funcționând acum vreo 5 ani de zile, și am văzut un shop online de șemine care genera comenzi pe Google Shopping, șemineul costa 1000 și ceva de euro și el genera comenzi cu 50 de euro cenți. Și am rămas uimit. Tot mirajul ăsta a durat 6 până la 12 luni. Au auzit și alții că începeau 50 de cenți și a devenit 70, 100 euro, 2, 3, 50, 30, a intrat în normalitate. Ideea e că acum produsul este nou, s-a terminat perioada de learning, deci deja este așa la toată lumea, asta din ce știm de la informațiile partenerilor, de la Google, și neavând foarte mulți advertiseri, rezultatele sunt bune, sunt destul de ieftine. Ce vă invit este să încercați CPA-ul ajunge să fie la nivelul Facebook-ului. Știu, împreună Facebook are un CPA mai mic, Google are un CPA mai mare. Deci CPA-ul ajunge să fie la nivelul Facebook. Știe de, e cineva de aici care nu știe ce e la CPA? Sau hai să reformulez. Cât știți de aici care e la CPA, ce e la CPA? Deci restul nu știți. Costul de achiziție, așa. Costul de achiziție client, cost per order, cost per acquisition. Bun. Și ne-am pierdut și ideea. Pe măsură ce... deci acum e încă ieftin, vă rog să-l folosiți, vă invit să-l folosiți. Este un canal foarte, foarte, foarte bun. Și aici avem niște metrice scoase chiar dintr-un analytics real. După cum vedeți, generează cele mai multe conversii. Costul de conversie este, unde este 11 lei, similar cu cel de search de 10 lei, dar mult sub display care e 34 și 89 de, și 89 de lei. Nu știu cât o să se mai mențină în zona asta, dar e de încercat. În plus, față de asta, în caz că nu știți, Google a avut momente de câteva sute de milioane de euro, este genul pentru că aveau exclusivitate pe zona asta, pe zona de display, pe zona de shopping. Și el oferă acum clienților, dacă intră printr-un comparator de prețuri sau printr-un agregator de produse, oferă un discount de 25%, ca să nu mai dețină monopolul și să fie compliant cu regulile Uniunii. Și oferă 25% discount la CPC. Deci dacă intrați în Google Shopping printr-un agregator de prețuri sau agregator de produse, din start costul e mai mic cu 25%. Noi la Retargeting am aplicat la acest program, am fost acceptați. În 33 luni de zile trebuie să livrăm un agregator de produse. E simplu, avem deja toate produsele, le punem într-un site atâta de ori. Și voi, clienții, beneficiați de 25%. Un preț mai bun la CPC și automat la CPA în Google Shopping. Dar doar prin agregator. Ok, de ce să facem shopping ads cu noi? Ca să poți să faci shopping, este pe un cont de merchant account și este pe destul de multe date pe care trebuie să le împingi acolo și fi destul de complex. Noi începem să automatizăm toată zona asta. Deci, din punct de vedere tehnic, noi facem absolut totul.
Iar campaniile sunt de tip smart, smart shopping. Și cel mai important aspect, acela ce percepe 25% mai mic. Și putem să promit mai întâi, ne zicem, câteva minute, dar nu e chiar așa, că durează câteva zile până la probabil. Dar în rest, de la noi pleacă câteva minute, asta o să vă promit. Alt lucru de care vreau să discutăm, al doilea lucru, mă rog, că-s două, unul la Google, unul la Facebook. Facebook Automatic Placement. Noi ca și partenerii noi facem adurile pe API. Nu le creăm manual, sunt create automat de calculator și sunt optimizate în el de calculator. Deci puterea de optimizare e foarte mare, că nu consumăm niciun fel de resursă în afară de cea electrică, să putem să optimizăm niște campanii. Ideea este că eu l-am lansat, el e disponibil de ceva vreme și pentru campaniile create manual, însă l-am lansat pe API, pentru noi e un lucru foarte bun. Iar rezultatele sunt îmbucurătoare. Asta înseamnă că tu îți faci o campanie și cum ai zice, o vreau în Facebook sau o vreau în Instagram. E de automat placement. Și Facebook o afișează unde consideră că e mai bine, în așa fel cât voi, ca și clienți, să aveți rezultate mai bune și într-un finanță pe care mai mulți. Avantajele pe care noi le oferim este că luăm o imagine și o optimizăm pentru toate zonele în care ea poate să fie afișată, inclusiv click wide, inclusiv portrait, orice variantă de imagine, noi o luăm și optimizăm din prima pentru orice tip de layout. Și astea sunt rezultatele. Sunt rezultate reale. Am testat din decembrie și în ianuarie și acum, la final de ianuarie, am trecut automat toate campaniile noastre pe automatic placement. Și la fiecare editare de campanie a clienților, făcută de clienții noștri, ea se va duce pe automatic placement, tocmai pentru că rezultatele sunt îmbucurătoare. Nu știu dacă vă plac cifrele, mie îmi plac, sper să înțelegeți ceva din ele, ca un scurt. Astea sunt parametrul important. CPR-ul, rata de click, 2.44 în față de 2.2, 3.32 versus de aici a scos un picuț la fashion. CPC-ul, ia să vedem, 0.6 versus 0.9, 0.19 versus 0.32. Și CPA-ul, la fel puțin mai scăzut, la automatic placement versus manual. Aici sunt prețurile destul de mari pentru că am luat ca benchmark un client care vinde produse cosmetice în Spania, pe piața din Spania. Și euro de fapt a transformat în lei și CPA-ul mai ridicat, era clientul de fashion din România. Deci rezultatele sunt 20-30% mai performante în momentul în care treceți pe automatic placement. Indiferent că faceți asta cu noi, indiferent că faceți asta voi singuri, voi invit să o faceți, este în beneficiul vostru. Deci din toată prezentarea vreau să rămâneți cu două lucruri. 1. Shopping. 2. Automatic placement. Tocmai v-am băgat 10-20% din bugetul vostru înapoi în buzunar. Cu plăcere! Bun. Acum că totdeauna mi-a plăcut să mă laud și vreau să continui să fac chestia asta, nu știu de ce. În mai o să urmeze un refactoring major, cred că cel mai mare release pe care l-am făcut vreodată, mai mare decât Google și decât Facebook, pentru platforma noastră. Hai să povestim puțin ce înseamnă relația dintre un client între voi și o agenție, un PPC-ist, un performance, un outsourcing marketing, cineva care vă ajută pe partea asta. Sau inclusiv relația voastră ca business-ul, cu relația voastră cu voi ca PPC-ist, în cazul în care sunteți doi într-unul. Am văzut în mod la clienții mei și vreau să încerc să învăț de chestia asta. Avem clienți care au 6, 7, 8, 10 campanii pe Facebook și vreo 5, 6, gata, am zis că stau puțin și știi că vorbesc mult. Și iar mi-a pierdut ideea. Bun, deci 7, 8, 10, 12 campanii pe Facebook și am 8 campanii pe Google. Și văd, uitam la CPA-uri. Unele au CPA 12 lei, 19 lei, 36 de lei, 24 de lei. Și întrebam colegele de la suport și zic, băi, am legătura cu clientul și spune, aici e bugetul cam mare, hai să... Aici e CPA-ul prea mare, să scade bugetul.
aici e CPA-ul uriaș, hai să punem un target CPA sau un target CPC. Aici e bugetul, aici e CPA-ul bun, hai să creștem puțin bugetul. Și făceam munca asta de optimizare, dar era un proces ongoing care nu se va fi, care nu se finaliza niciodată. Ce urmează să lansăm noi? Este un model de machine learning care are la bază reaction ML, care va analiza toate campaniile și voi nu să dați, vreau campania și bugetul, voi dați bugetul și vreau, ăsta e bugetul, cheltuiți, ăsta e rezultatul. Și noi o să încercăm să facem adunile în așa fel încât toate să aibă același CPA, fi imposibil să aibă același CPA, dar un plus sau o vedeță de plus sau minus 5% sau 10% e acceptabilă. Dacă am CPA 14 lei, ar trebui să am între 13 și 15 peste tot. Nu mai vreau o campanie cu 30 și o campanie cu 9, pentru că înseamnă că aia e optimizată corect. Aia cu 35 ar trebui să scadă, iar aia cu 9 ar trebui să crească bugetul până va ajunge să-mi livreze comenzi în cei 14 lei sau 15 lei pe comandă în care eu mă simt confortabil, pe care eu mă simt confortabil să-i plătesc. Deci toată chestia asta vă va permite vă să mai să faci campanii, să mai porniți, să mai să le analizați. Le va analiza pentru voi. Le dăm, vreau să consum 1000 de euro pe lună sau 5000 de euro pe lună și vreau să mă încadrez într-un ROAS de genul ăsta sau într-un CPA de genul ăsta. Enter, iar apoi el deschide și pornește campaniile, închide și face toată optimizarea asta singur, endgame-ul și vom ști cum funcționează în momentul în care CPA-ul o să fie aliniat. În momentul în care voi să plătiți 14, dacă plătiți mai mult, închide campania. Dacă nu reușiți să o scade, pune un target CPA să consume cât se poate de CPA să se reducă în parametrul respectiv. Endgame-ul fiind să optimizați costurile în așa fel încât manual cred că ar fi quasi imposibil să faceți asta doar dacă există o persoană dedicată, vă nu știu, pe un cont care stă să facă doar chestia asta. Bun, asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc. Aveți fix. Cinci secunde s-au dus. Vă mulțumesc că ați fost... avem două, hai! Mă pregăteam să zic că ați fost aproape excepțional. Salut! George, mă numesc. Am și o întrebare. Recomand sau în ce măsură recomand campaniile, adică CBO-urile, pentru campania de Facebook Ads? Și ce părere ai apropo de direcția Facebook în legătură cu faptul că ei încearcă acum cumva să ne impună să folosim cât mai mult campaign budget optimization? De ce crezi că nu am o părere, pentru că nu sunt un specialist tehnic în partea asta. Eu sunt mai mult personal comercială, însă o luăm logic. De ce crezi? Nu am avut prima de asta, dar văd la Facebook. De ce crezi că te ating să fac chestia asta? Vor să-ți ia bani, dar nu poți să-ți ia bani pe trebuie să-ți ofere și rezultatul. Și ei, ca și noi, încearcă să optimizeze cât mai multe procese și să vă ușureze viața atunci, să poți să vă iau mai mulți bani, să vă iau, să vă iau mult mai ușor. Deci, din perspectiva mea, orice lucru pe care ei îl lansează în cunoștință de cauză. Noi nu vorbim de bună, inclusiv noi testăm că chestia asta cu automatic placement am crezut-o, până când nu am testat-o. Însă s-a devenit până acum că ne-au recomandat să facem trei lucruri, ăsta fiind plăcut, și în toate trei au avut dreptate. N-am înțeles întrebarea. Ai recomandat ceva ce ar trebui neapărat de făcut înainte de a lansa campaniile de Microsoft? Nu. Să presupun că e tot ok, setat. Nu, trebuie să ai încredere. Dacă vreți să faci singur, trebuie să-ți faci un cont în Merge și Underground, trebuie să dai subit la un film care trebuie să conțină puțin mai multe detalii despre produse și atât de tot. Ideea este că e doar o campanie, la fel cum pornești o campanie de search sau de display, la fel pornești un alt show. Dar că rezultatele sunt foarte bune acum și ar trebui să speculezi chestia asta. Deci nu ești limitat de nicio dată. Ce am putut să zic că e mai mult o remarcă către toți, că ar fi bine să aveți o listă foarte mare de prieteni în chei negative, care să le aplaudați de fie. În cazul care nu o să faci, să prezintă o remarcă de plicuri irelevante, pentru că nu puteți simți cuvintele. Noi scoatem cuvintele negative automat, în funcție de performanță, dacă vedem că un keyword generează click-uri și nu generează conversie, prima fază e dăm decrease bid cu 25% automat și dacă ești după asta unde nu generează conversie, îi dăm bargați negativ keyword. În așa fel încât să nu cheltuiți bani fără rost pe niște cuvinte care nu performează. Hai, două întrebări, ați fost aproape.